Militarii detașamentului de pompieri Vatra Dornei împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șarul Dornei au intervenit cu 3 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Neagra Șarului, comuna Șarul Dornei. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit produs la un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. La sosirea echipajelor ardea acoperișul unei bucătării de vară cu pericol de propagare la întreaga gospodărie. Incendiul a fost lichidat la ora 17:55 de minute. A ars acoperișul bucătăriei de vară pe o suprafață de aproximativ 95 de metri pătrați și s-au degradat bunuri casnice, obiecte de mobilier, aparate electrocasnice, precum și pereții și tavanele construcției. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit produs la un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat 2 case de locuit și restul anexelor gospodărești.